Bună dimineața! Astăzi a avut loc ședința obișnuită ordinară a conducerii de vârf a țării, cu prezența fizică a președintelui țării și speakerul Parlamentului. Domnul prim-ministru, știți că se află în izolare, deci am avut cu el contact online. Am discutat mai multe subiecte, ceea ce țin de agenda acestei săptămâni. Vreau să spun că eu personal voi participa la aceste ședințe până la inaugurarea noului președinte. Câteva subiecte despre care vreau să vă informez. În primul rând, prioritatea numărul 1 pentru perioada următoare este aprobarea principalelor legi. Cunoașteți, este vorba de politica fiscală și bugetul de stat. Zilele trecute a expirat termenul constituțional reglementar de înaintare a amendamentelor din partea deputaților. Vreau să vă amintesc, conform procedurii, conform regulamentului Parlamentului, din momentul aprobării bugetului și politicii fiscale în lectura întâie, sunt 10 zile pentru deputați de a depune amendamente. Au fost depuse câteva sute de pagini de amendamente, probabil 1000 și ceva, care urmează să fie discutate, examinate de către guvern. Și cel mai probabil, pe parcursul zilei de astăzi, domnul prim-ministru ne-a informat, va avea loc ședința guvernului, unde va fi dat aviz la aceste amendamente. Parlamentul, pe parcursul următoarelor două săptămâni, are două săptămâni de activitate, trebuie să aprobe aceste patru legi de bază. Este vorba de legea cu privire la aprobarea politicii fiscale pentru anul 2021, a doua lege importantă, legea cu privire la bugetul de stat, a treia, bugetul asigurărilor sociale și a patra, bugetul asigurărilor obligatorii în medicină. Al doilea subiect care l-am discutat astăzi și vreau să vă informez, am făcut o analiză a încasărilor de venituri la bugetul de stat. Vreau să, stimați concetățeni, vreau să vă informez că în pofida faptului că suntem într-un an foarte dificil, avem scădere și a produsului intern brut, avem scădere la importuri, scădere la exporturi, în urma pandemiei și secetei. Totuși, în luna decembrie, la situația de astăzi, comparativ cu anul trecut, suntem în creștere la acumularea de venituri la serviciu fiscal plus 7,8% și la serviciu vamal plus 12,8% față de decembrie anul 2019. Prin ce se explică acest lucru? În primul rând, prin administrarea fiscală și vamală foarte dură, severă, și profesionalismul celor de la Ministerul Finanțelor, care asigură prin instrumentele fiscale și vamale acumularea bugetelor, veniturilor la bugetul de stat. Astfel, nu există nicio întârziere la achitarea plăților curente. Am auzit săptămâna trecută unele declarații a unor politicieni referitor la salarii și pensii, vreau să confirm și să asigur că pe parcursul acestei luni și guvernul spune și la începutul anului viitor, atât cât suntem noi responsabili de situația din țară, salariile și pensiile se achită la timp și nu vor fi niciun fel de întârzieri. Și al treilea subiect, ne-au informat colegii despre situația pandemică. Total, la ziua de astăzi avem 126.518 cazuri, dintre care 108.901 vindicați. În săptămâna 50-a, suntem într-a 50-a săptămână de pandemie, comparativ cu săptămâna a 49-a, numărul de cazuri noi este în creștere de plus 8,6%, numărul de vindicări sunt plus 15%. Din 15.000 de cazuri active, la moment sunt în spital circa 3.800, aproape 4.000 de persoane. S-a luat decizia să se activeze locuri suplimentare la Spitalul Municipal de Fizio-Pneumologie. Colegii din guvern au informat că locuri în spitale și rezerve la această etapă sunt și Ministerul Sănătății a spus că ei fac față la gestionarea acestei pandemii. Și în final, protocolul de stat ne-a informat despre pregătirea procedurii inaugurării noului președinte. Cunoașteți că săptămâna trecută au fost aprobate rezultatele alegerilor prezidențiale. Protocolul ne-a informat că inaugurarea se planifică pentru data de 24 decembrie, cu participarea președintelui actual, prim-ministrului și speakerului Parlamentului. Aceasta am vrut să vă informez. Vă urez sănătate tuturor și succes. O săptămână ușoară.